fericită în acest proiect și dacă toate ar fi la fel ca asta, m-aș bucura foarte tare. Nu, ce-ar vrea să fie oamenii puțin mai liberi și mai... relaxați. Să fie mai maleabili, mai relaxați, dar nu știu, asta, cred că asta... Sunt tânăr de nimeni, nu de pant, am... mai la fie. Nu știu, n-am gândit niciodată în distanță, adică am jucat și la Baia Mare, am jucat și la Brăila, am jucat și la Aiud, am jucat și la București și la Brașov, azi aici, mâine acolo. Nu gândesc încă în distanță, cred că mai mult ca sigur pentru că sunt tânăr și am încă răbdare să... și mașina mă mai ține. Cât mă mai ține. Vedeam că, de fapt, când vezi un actor, te gândești mai mult ce posibilități are, nu neapărat ce aștepți de la... Da, e obiectiv, înțeleg, dar tot mă simt ca, nu știu, din... tot mă simt responsabil. Chiar dacă obiectiv îmi dau seama că e un lucru bun sau că pot să iau ceva din el, să trag niște concluzii, dar... Da. A fost recent. Cum arată o zi, Andreea? Cum? Spune-ne cum arată o zi. O zi a mea? Da. Păi, dacă am repetiții dimineață, ca să ajung la teatru la timp, aceasta ce înseamnă fix 10:30, să zicem, trebuie să mă trezesc cu 2 ore. Să zicem 11, că atunci, da. Îl sun pe Bogdan să-l trezesc și pe el. Mănânc, îmi beau cafeaua și fug, fiind în întârziere, bineînțeles, fug, fac fitness-ul de dimineață. De ce sunt eu așa mulțumită e spectacolul pe independent un cuplu ciudat, da, pe care l-am făcut și de și pe care l-a regizat cine? Doina Antohi. Cum o să întâmple? O să fie un actor ocupat, nu? O să ajungi la 3 spectacole pe zi sau cum? Nu știu, eu sper în primul rând, nu știu, să fac chiar ceva al meu care e o parte din mine și nu ca să lucrez acolo la contul personalității, ci ca să oamenii, nu știu, să ia ceva din lucrurile care mă bucură pe mine, să-i bucure și pe ceilalți. Cam asta e ideea de bază. N-am de ce să demonstrez nimănui nimic. Sunt eu, exact cum a zis și Bogdan, o parte din mine vreau să ajungă la spectator și dacă lumea vine și râde și e închinită, tot ok. Nu cred că trebuie neapărat să demonstrezi ceva în meseria asta, să fii tu, să fii cel mai bun, tu să fii cel mai tare, nu cred. Da, în ceea ce privește succesul teatral, e bine. Important, mai ales pentru actori, pentru că eu prin succes înțeleg în primul și în primul rând o oarecare recunoaștere. Confirmare, da. Confirmare că ceea ce faci, tu faci bine. Premii astea sau? Nu, premii. Premiile ți le dau, ți le dau 2-3 oameni și o conductă, era o poezie. Dacă iau premiul interiu cu voi, nu mai vorbim. N-am spus să vorbim noi cu tine după aia. O să vrem noi să vorbim, dar... Dar... De exemplu, faptul că vă înțelegeți, în faptul că vă înțelegeți, joacă un rol și faptul că sunteți tineri? Nu, eu personal nu cred asta. Contează, da, e vorba numai de indivizi, părerea mea, nu știu, adică am întâlnit oameni de toate vârstele care eu am unii te înțelegi cu alții am nu. Am colegi de vârsta noastră cu care nu împărtășesc nimic în comun. Iată, nu, nici nu cred că ne-ar face să stau cu ei la o cafea. Pe Gio l-am cunoscut când eram amândoi niște copii mici, eram mici, aveam 17 ani. Pe Bogdan nu mai zic că tot așa, am trecut ați ani împreună, ne-am crescut împreună cumva. Și atunci când te formezi cu omul, la vezi să-l înțelegi, să-i accepti și bune și rele. Ce avem rele? Nu știu, eu nici nu iau la comentariu în seamă, sunt atât de conștient că bate când vin cât. Da.